legate de epidemia de coronavirus, dar este important ca guvernul să-și desfășoare activitatea normal, ca toate atribuțiile guvernului, toate atribuțiile ministerelor și celorlalte organisme ale administrației centrale să fie derulate în cele mai bune condiții. Trebuie să vă informez pentru început privitor la emiterea primei ordonanțe militare semnate de domnul ministru Vela și de subsemnatul. Sigur că am luat măsuri care pot părea măsuri severe. După cum bine știți, am suspendat pentru 14 zile zborurile spre Spania și dinspre Spania. Am văzut foarte clar cazul unui zbor din Spania în care un pasager era depistat pozitiv. Este clar că extinderea epidemiei în Spania a generat această măsură care, din punctul nostru de vedere, a fost o măsură absolut necesară pe care am luat-o exact cum am luat-o privitoare la zborurile dinspre Italia și înspre Italia. De asemenea, am luat măsuri severe privitoare la închiderea restaurantelor, închiderea cafenelelor, hotelurilor, suspendarea spectacolelor, activităților culturale, suspendarea inclusiv a competițiilor sportive. Practic, am redus la maximum prin măsurile restrictive pe care le-am adoptat ocaziile în care oamenii sunt apropiați, se întrunesc și există posibilitatea de a se răspândi coronavirus. Toate măsurile pe care le luăm au un singur obiectiv: să limiteze la maxim posibil răspândirea acestui virus. Să păzim populația României, să păzim fiecare cetățean de riscul de îmbolnăvire cu această boală, care este practic o amenințare nu numai pentru România, este o amenințare la ora actuală la nivel global și foarte multe țări europene sunt afectate de epidemia de coronavirus. Urmărim cu mare atenție evoluția situației, urmărim cu mare atenție evoluția cazurilor, vom continua să luăm măsuri la fel de energice pentru a reuși să diminuăm ritmul de răspândire al virusului, de asemenea măsuri pentru a întări capacitatea tuturor instituțiilor care se află în prima linie a bătăliei contra coronavirus. Din păcate, am avut situații în care a trebuit să intervenim la nivel diplomatic, atât la nivel de ministere. Îi mulțumesc domnului ministru Aurescu pentru munca neobosită, domnului ministru Nicolae Ciucă pentru intervențiile sale extrem de benefice, domnului ministru Lucian Bode și celorlalți miniștri care au fost alături de președinte și de mine în toate demersurile pe care le-am făcut în diferitele situații care au apărut. Pot să vă spun astăzi că, în urma unei discuții personale cu premierul Ungariei, Viktor Orban, am fost informat oficial de faptul că se va reglementa situația cu tranzitul în Ungaria. În ceea ce privește tranzitul, transportul de marfă, nu vor mai exista restricții, iar în ceea ce privește transportul de persoane, se va permite în fiecare zi
derularea acestui transport de persoane în convoi între orele 21 și 5 dimineața, ora Ungariei, pentru cetățenii care vor să tranziteze Ungaria dinspre Europa de Vest. Știm foarte bine că au existat probleme în Slovenia, că au existat probleme pe care le-am avut inclusiv cu transportul de marfă în Serbia. Pot să vă informez că la ora actuală, din toate informațiile oficiale pe care le avem, practic putem spune că fluența transportului de marfă este asigurată și că transportatorii români, care sunt esențiali în asigurarea legăturilor economice cu celelalte țări europene, își vor putea desfășura activitatea în condiții normale. Tot pentru acest obiectiv, împreună cu domnul ministru Bode, am insistat pentru a permite transportatorilor continuitatea în activitate, asigurând condiții speciale de protecție pentru șoferii de tiruri, care odată reveniți în țară din transporturi, dacă respectă condițiile de protejare, să poată să reia activitatea fără să aibă obligația de a sta 14 zile în carantină, sigur, cu condiția respectării normelor de protecție, cu condiția inexistenței vreunui simptom de contaminare cu coronavirus. În ceea ce privește impactul economic, urmărim cu mare atenție ce se întâmplă. Sunt efecte negative în economie din ce în ce mai clare, pe care trebuie să le luăm foarte serios în considerare. Sunt domenii de activitate care au fost aproape paralizate. Transportul rutier de persoane, în special transportul internațional de persoane, toată industria Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, sunt într-o situație critică. De asemenea, am văzut că inclusiv în domenii economice în care ne așteptam mai puțin, există decizii care au fost luate, care generează un impact economic negativ. Astăzi, sigur, vom adopta un prim set de măsuri pentru a veni în sprijinul companiilor afectate și al angajaților din aceste companii, dar va trebui să urmărim în continuare cu foarte mare atenție tot ceea ce se întâmplă în economie, nu numai în economia românească, ci trebuie să urmărim cu mare atenție evoluțiile economiilor de la nivel european și evoluția economiilor din celelalte țări cu care România are schimburi comerciale importante, pentru a căuta să găsim soluții pentru a reduce impactul negativ. Sigur că, deocamdată, măsurile la care ne-am gândit sunt, pe de o parte, măsuri de a susține financiar, de la buget, efortul de plată al ceea ce se numește șomajul tehnic. Am ales această formulă dintr-un motiv foarte important. Foarte multe companii care sunt afectate sunt companii care funcționau foarte bine, care își desfășurau activitatea în bune condiții, cu profitabilitate, cu plata la timp a taxelor și impozitelor, iar aceste companii afectate sunt afectate de o conjunctură pe care o considerăm de moment. Aceste companii, foarte multe dintre ele, odată ce trece vârful epidemiei și lucrurile încep să revină la normal, vor avea capacitatea de a relua activitatea în bune condiții și vor avea nevoie de
angajații pe care i-au format în timp și care, practic, au făcut parte din echipa fiecărei companii. Nu îi susține pe această perioadă, care, repet, este o perioadă care va fi limitată în timp, înseamnă a condamna companiile să piardă acești angajați, că odată ce se rup, practic, contractele de muncă, odată ce angajații sunt trecuți în șomaj, practic, posibilitatea de refacere a structurii de angajați în fiecare companie afectată va fi foarte mică. Deci capacitatea acestor companii de a reveni într-o activitate cât mai aproape de normal, pe măsură ce se normalizează situația și se reduc consecințele epidemiei, depinde în mare măsură de capacitatea de a ține acești angajați într-o formă de susținere în care statul să fie implicat prin plata acestei forme, să-i spunem, de șomaj tehnic. De asemenea, vom lua măsuri în ceea ce privește asigurarea capitalului de lucru. Aceste măsuri vizează nu neapărat companiile care sunt afectate, ci vizează toate companiile, pentru că noi trebuie să fim cu atenția în egală măsură asupra activităților economice care pot să continue în condiții normale și să asigurăm o asigurare, să asigurăm capitalul de lucru, să asigurăm resursele financiare necesare pentru a putea să susținem aceste companii. În mod clar, va trebui să injectăm bani în economie. Va trebui să creștem investițiile, să creștem alocările financiare pentru a susține un program amplu de investiții. Va trebui să luăm măsuri care să permită dezvoltarea companiilor în domenii în care există oportunități de dezvoltare pentru a putea să creeze practic răspuns potrivit la diversele cereri care există pe piața actuală. Știți că domnul ministru al economiei deja este implicat într-o comunicare foarte apropiată cu companii care să poată să dezvolte capacitatea de a produce materiale, substanțe, echipamente care sunt necesare în criza actuală și este păcat să nu folosim cererea de astăzi pentru a putea permite ca anumite companii române să aibă capacitatea să producă cele necesare bunei funcționări a sistemului de luptă împotriva coronavirus. Trebuie să vă mai spun că este absolut necesar ca în perioada următoare Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor și toate celelalte ministere care sunt implicate în efort să fie pregătiți pentru o creștere a numărului de cetățeni români care revin în țară. Ați văzut numărul cetățenilor români care revin în țară cât este de mare. Numai astăzi, în cursul dimineții, au intrat în România peste 3500 de cetățeni români care au revenit din diferite țări ale Europei. Aici va trebui să fiți foarte fermi în impunerea măsurilor pe care le-am decis. Oricine vine dintr-o zonă carantinată, cum este Italia sau diferite zone din alte țări europene, va trebui să intre în carantină, iar cine vine din țările în care există peste 500 de cetățeni care au fost diagnosticați cu COVID-19, vor trebui să intre în izolare la domiciliu.
I-am cerut ministrului de interne să pregătească o reglementare, fie sub formă de ordonanță militară, fie sub formă de hotărâre de guvern, care să prevadă rolul clar, pe lângă rolul Poliției Naționale, Jandarmeriei, rolul Poliției Locale, care trece în subordinea Poliției Naționale, să reglementeze clar obligația de implicare a primăriilor din fiecare localitate în impunerea reglementărilor privitoare la izolarea la domiciliu. De modul în care reușim să convingem românii care se află în izolare la domiciliu să respecte regulile de izolare la domiciliu și să nu transmită în eventualitatea în care sunt purtători ai virusului, să nu transmită acest virus în comunitate, va depinde ținerea sub control a numărului de persoane care sunt contaminate. În reducerea la maximă acestui număr de persoane. Va trebui să prevedem atribuții clare. De asemenea, cred că sistemul de sănătate trebuie să facă apel, sigur, cu susținerea echivalentă și la medicii de familie. Medicii de familie cunosc foarte bine comunitățile locale, medicii de familie știu bine oamenii pe care îi au în grijă și trebuie susținuți în primul rând să aibă tot ceea ce este necesar pentru echipament de protecție și alte lucruri necesare și în același timp trebuie susținuți pentru a se implica în activitatea de practic de asigurarea serviciilor de sănătate și pentru persoanele care se află în izolare la domiciliu. Mă opresc aici. Mulțumim mass mediei pentru faptul că reflectă activitatea noastră și informează cetățenii. Le transmit din nou mesajul de a rămâne așa cum s-au comportat marea majoritate a mass mediei, să rămână într-o reflectare obiectivă care să se bazeze pe informații oficiale și care să transmită cât mai multe informații utile